poliție, într-adevăr, așa și-a fost. Nu m-am intrat în casă, n-a reușit să intru în casă. Polițistul vine, bate la ușă, sunteți dat în căutare, că e ca așa, ați făcut o încălcare gravă, ați falsificat documente din primărie. Dar dumneavoastră erați peste hotare și vă anunțau vecinii că vă caută poliția. Da, și vecinii mi-au anunțat că mă caută poliția. Eu eram liniștit că... Și asta când se întâmpla? În anii 2007-2008, acum era... Oho, dar păi de mult, nu? Și de ce vorbești acum despre asta? Deci e că acum am dat în judecată. A, deci 10 ani, 12 ani au durat ancheta și abia acum te-au dat în judecată? Și ei mă căutau, mă rog. Păi cum, de mata din 2007 până acum n-ai fost acasă? Poliția când te căuta? Când au dat în 2011, când au dat cerere primul, că eu am falsificat actele primăriei. Dar pe cine s-a plâns? Un vecin unde are apartament, uh-huh. Ghereta mea. Aveți gheretă la piață? Da, în poarta pieței. Uh-huh. Acolo și-am târguit de 30 de ani, uh-huh. din 90, de anul 90. Și când am scris la licitație, am câștigat licitația, am făcut procesul ca orice persoană de bună credință, am întărit-o la notar, la cadastru, tot era legitim, legal, nimeni nu spune nimic. Și în 2011, eu eram psihotare, vecinii îmi spun că ești căutat de... Și din 11 abia acum a ajuns dosarul judecat sau e mai de mult l-a trimis să judecă? Tur. Am câștigat toate procesele. A, deci a fost judecat când a început? A fost judecată din 2011, aha. 2012, tot și-a mers. Prima instanță am câștigat la Căușeni. A doilea la Curtea de Apel am câștigat. Tot la Căușeni? Tot la Căușeni. Le-a dat explicații că e nemotivat cererea dumneavoastră și e întârziată că din 2004 bucata asta e cumpărată. Refuz. Au înaintat la Curtea Supremă. La Curtea Supremă. Întors la rejudecare. Tot la rejudecare. Li s-au dat explicații că doamna o anunțăm proprietar cu bun de credință de mulți ani în urmă, fiind că... Bun, și acum de ce te adresez? Pentru că se tergiversează procesul sau te-au condamnat totuși, te-au găsit vinovată. Scutem că de acum am terminat-o. În 2018 o dat încă o dată pe același subiect în judecată. Nu știu acolo încă niște o mai adăugat, o dat pe același subiect și cu mare mirare curtea de bază de instanța de fond judecătoria Căușeni. Fondul judecătoria Căușeni a acceptat cererea. În 2018 la 14 mai. Și te-au găsit vinovat, au zis în sentință că ce? În sentință că deoarece au fost pe timpul acelea falsificări din partea primăriei, matale înseamnă că ai fost complice sau ceva de felul ăsta? Într-o cărdășie cu primarul. Deșeia noi anunțăm... Dar primar cine era atunci? Zaremba. Ah, cu Zaremba. Și deșeia noi anunțăm că sunteți obligați să demolați construcția care o... Ah, deci sentința în asta constă. De fapt, a fost o acțiune civilă, un dosar civil, nu penal. Civil. Și deci doar vă obligă să demolați construcția. A fost în 2018 mai la curtea, la judecată de... la instanța de fond și v-ați plâns mai departe. Și acum am scris apelul la curtea de apel Chișinău. La domnul Buhnaci a mers judecată. Domnul Buhnaci, am luat parte la toate procesele. Da, da. A fost în ianuarie, pe urmă a fost în martie, pe urmă a fost de în aprilie. Ce s-a mânat asta? Asta eu nu înțeleg. Nu venea reprezentantul primăriei sau toți, ceva? Veneau, erau toți prezenți. Negociau, cred că. Mergeau, eu nu știu. Și ce de ce s-a apelul până la urmă? Și până în aprilie, la 14 aprilie, domnul Buhnaci pune întrebare la adversarul meu. Dacă ați știut, ați văzut sub ferestre din 2004, este gheretă, pe urmă construcție, până amu, ați scris măcar o plângere undeva, v-ați adresat, dacă doamna construiește cu trei copii, doamna fără nicio susținere, era în dosar, toate este sunt în... Da, da. Dumnezeu nu a răspuns nimic. Eu m-am închipuit că dacă domnul judecător, domnul magistral îi pune așa întrebare, că noi câștigăm... Să am ca să iei cu mata. Eu așa am înțeles. Și-o scos hotărâre că... Dar și încă în trei judecăți le-am câștigat înainte. Și-o zic că trebuie demolat. În luna mai primim iar pe 14 mai, îmi pare că... Da, la 23 aprilie.
scos hotărârea și nu a anunțat-o, dar o anunțat-o la 14 mai. Și tot eram prezentă. Și dumnealui spune că cererea dumneavoastră este respinsă, domnul magistrat Buhnace Virgiliu. Pentru mine a fost șocant că noi la instanța de judecată... Bun, dar nu-i decizie definitivă. V-ați putut plânge sau încă vă mai puteți plânge la Curtea Supremă? La Curtea Supremă. Dar e șocant, deoarece justiția, am înțeles că e foarte coruptă, e foarte neobiectivă. Noi, dar păi în ce sens coruptă? Aveți indicii că s-au plătit pentru decizia asta? Eu spun că dumneavoastră m-au ieșit la proces de judecată și s-a dus și dăm telefonat la eu și spune că s-a pălucinat. Ei, avocatului poate suna, nevestei, cumnatului. Fii sănătos, Dumnezeu cuvântul. Plus, aceea, noi la procesul la 23 aprilie cu avocatul meu, cu domnul Cârlig, am cerut că să fie oprit procesul complet, deoarece prima cerere, chiar din 2011, când a fost înaintat primul proces în 2012, dumnealui a înaintat ca din partea asociației de coproprietari. Domnul avocat, a cerut avocatul meu, prezentați și eu am cerut în care bază sunteți reprezentanța asociației, da. Dumnealui s-a autodeclarat. Dar de ce? Că când l-a judecată și domnul Buhnace, judecătorul în șerie, reprezentați dacă... și actele. Nu am avut nici proces verbal când a fost primit. Nu am avut nici lista de coproprietari. Nu am avut nici acele achite impozitele, achite cotizațiile, cum ar trebui să fie. Ei, dar ca cetățean afectat, tot putea să plângă. Nu știu dacă 15 ani întârziere, dar... avea drept să plângă și ca cetățean, nu neapărat ca președinte de asociație de locatari. Dacă i-a afectat direct ghereta dumneavoastră, stă la balconul lui. Prima cerere trebuie să atunci să adreseze, când eu am început să construi. Puteți să mă înțelegeți că... Dar când ați construit? Până în 2011? De fapt, 15 ani de acum. Uh-huh. 15 ani și până la urmă noi am pus motivul ăsta că ca președintele asociației cu proprietari nu am avut dreptul să înaintez împotriva mea cerere. Nu a fost nici și am cerut că să fie oprit procesul. În decizie nu se... Sper că o să convingeți instanță de judecată, măcar Curtea Supremă, dacă nu aveți deschis calea la CEDO. Vreți totuși să impresionăm, să facem curent de opinii, să impresionăm magistrații și să vă dea dreptate. Deci, ca argumente aduceți faptul că totul s-a făcut legal. Îmi spun părerea că mi-e șocant de 30 de ani, de când activez pe bucățica azi de pământ, din 90 și acum e că 90 e nas, înseamnă 30 de ani. Am făcut toată procedura care mi s-a cerut de la consiliu, de la primărie, de la notar, de la biroul cadastral, de la cadastru. Am făcut și mi s-a cerut. Eu nu sunt jurist, eu nu sunt o persoană de... s-a avut în primărie cineva rude sau, dar adversarul meu, mamă sau a fost consilieră, mama dânsului în timp 4 ani ăștia, a fost și în procuratură, scris plângere, cu falsificat de o decizie, care a fost neapărat interesat în procedura asta. S-a plâns altcineva pe faptele mamei lui? Consiliul alt consiliu de acum. Și... dar ce crezi că s-a întâmplat de fapt? De ce are el interes să demoleze construcția matare? De ce e că dânsul la cadastru, domnul Anatol Cadastru de Căușeni, ne-a propus de 5 ani în urmă. Doamna Maria, eu vă propun ca să îi dați pe vreo 3-4 ani să activeze, fără să vă achite nimic, în încăpierea dumneavoastră comercială. Dar eu zic, ce ocazie? Acum că vreo 3-4 ani și dânsul a promis că se retrage cererea în cazul ăsta. Dar eu spun... un fel de rachet, un fel de... Dar eu spun, zic, domnul Anatol, dumneavoastră ca șeful oficiului cadastral, spuneți mâna la inimă și să-mi spuneți, dacă dumneavoastră în locul meu, îți faci și la fel. Eu sunt o persoană singurică, cu 3 copii am crescut, m-am zbătut cum am putut, dar în cazul ăsta cer sfatul dumneavoastră. Dacă în cazul meu dumneavoastră i-ați oferi să-i dați punctul care e construit de atâția ani și de 30 de ani mai bat pentru 15 metri pătrați. 15 metri pătrați a fost lângă mauzoleul la Moscova, era
să fie hotărât. S-au spus lângă turnul Eiffel, la Paris, de acum era să fie hotărât. Dar încă ușă, încă nu știu, nu-i hotărât, până azi. Sunt 30 de ani. Până azi nu-i hotărât. Și toată lumea cunoaște. Întrebați cine am fost eu, că am târguit toți anii ăștia în omăt, așa, până la genunchi, în ploaie, fără umbrelă. Nu stau în oficiu sau stau în încăpieri undeva, dar ploaia în subțerul senin. Și primarul, deși ea că l-am dat în judecată o dată, două oară, cu chestiile și alea cum făcea nelegiuiri în oraș, primarul, domnul Zaremba, a fost tot cointeresat. De la mai consilier, nu? Da, acum e consilier și e reprezentant la Partidul Șor. Dar dumnealui e foarte cointeresat că eu să fiu, deși că eu tot timpul de la tribună am spus deschis că dumnealui m-a făcut corect cu multe puncte. Dacă vin alegerile acum, poate candidez mă ta să intri în consiliu și să le zici direct cum zici de la tribună. Vedeți că e foarte important de spus multe momente care le-am știut, multe care le-am dat în proces de judecată împotriva primăriei și a domnului Zaremba. Dar i-am spus în față, dacă ești părinte, cum ați putut să trimiteți o mașină de polițiști la 12 de noapte să luați copiii orfani? Astea sunt alte cazuri care le relatați. Despre ce e vorba? Nu e despre ghereta dumneavoastră. Nu despre ghereta. Deși așa am fost urmărită și am fost nevoit să fug psihotare. Eu n-am fugit din bunăvoie. Când mi s-a anunțat că fii atent că ești căutat. Fii atentă. Mai bine să nu dormi acasă. Da, acum nu vă temeți să vorbiți așa despre faptele lui Zaremba? Cu trecut de-am expirat termenul prescripției pentru așa. O terminat și termenul și de-am, dacă îi muri, am să mor cu obrazul curat. Am dar dumnealor, a să fie cu pată și psilocină. Dar ce era cu copiii ce, ce le făcea când am înțeles? Copiii ce au avut apartament, mama la copiile. O primit odată cu mine în sofos unde am lucrat și eu, ca agronom. Dar pe eu și Tudor Pânzari știu că a rămas fără apartament. El era în comă la spital și s-a trezit că nu mai are apartament. Eu mutat pe test din blocul și ala de la Eminescu 50. Asta a fost un șoc pentru orașul Căușani. Deși e că eu eram în casa asta și când la 12 de noapte mă sună o vecină de-a copilor și îmi spune că dar eu cum am procedat? Că dumnealor au vândut apartamentul, de-am acolo să primie construcție din partea la cei care au cumpărători și eu am luat o ușă bronată, am chemat un domn care să cu sudor și am rupt ușa aceea care era, am pus-o pe asta bronată, am adus copiii, le-am dat mâncare, le-am dat telefon, le-am dat din partea mea, au fost nu ca persoană de credință, dar așa am făcut și vă spun cinstit cum am făcut. La fiecare copil le-am dat câte un cuțit așa în mână. Și le-am spus că dacă e etajul 3, nu-i 4 sau 5, cineva poate să încerce să intre pe balcon sau la ușă. Cine intră, cuțitul în mână stați. Eu n-am făcut corect, Domnul să mă ierte, dar nu știem, nu mă putea nimeni apăra. Dar erau copiii vecinului, da? Erau copiii vecinului. M-am adresat pe timpul acelea la domnul Marian Lupu. Era speaker de parlament atunci, da? Da. Am venit la o ședință la primărie și m-am adresat, veniți la Chișinău. Am venit, i-am explicat tot cazul, zero emoții. Am încercat să mă duc... Dar Zaremba era atunci primar comunist, îmi pare. Primar comunist. Am încercat să mă duc să caut dreptate cu copiii ăștia, la domnul Brocean, fostul... Procuror de raion. El atunci era activist de drepturile omului, da. Și am intrat cu toți patru copii la domnul Brocean. Am să rog, vă rog ajutați-mă, nu lăsați copiii ăștia, sunteți părinții dumneavoastră, eu sunt mamă singurică și nu vă implicați, doamna Maria, în așa chestii. Așa au zis-o Boroceanu. Eu am ieșit de acolo, vă spun cinstit că domnul mă aude și mă vede și să-mi fie păcat dacă aș spun, nelegiuit. Am ieșit și am luat copiii și aia. Mă întreabă Boroceanu, ați scris o plângere la poliție? Zic, domnul Boroceanu, copiii ăștia pot să stai, să scrie vă plângere. Eu sunt vecină, eu sunt o persoană străină și ca femeie și ca mamă, eu vreau să fac în putințele mele acestea. Nu vă implicați, eu vă sfătui. Bine, am ieșit de acolo și am decis deodată. Chem un sudor, în ușa asta care o avem în rezervă mea, bronată, o instalăm, vecinii toți au văzut, am făcut act în 3 exemplare.
Și am aranjat copiii acolo. Am fost la biserică și zic la Doamne, care aveți făcut o pomană, e copiii ăștia, într-adevăr. Mama e plecat și e dispărută de mulți ani la Rusia, tăticul e decedat, copiii sunt singurii, noi dacă putem să ajutăm. Și au venit, într-adevăr, care orez, care pâine, care Doamne și-o avut, i-o ajutat. A trecut o săptămână și într-o noapte, tot așa, fără 12 de noapte, de cine îmi telefonează? Fie mi-a venit în jurul casei noastre, stau numai cu 20 de polițiști. Zic, dar nu, imposibil. Dacă nu, că mă crezi, uite peste fereastră, că eu sunt la etajul întâi. Mă uit peste fereastră, într-adevăr, poliția stătea în jurul casei. Eu iau un halat, vin aici, s-au adunat vecinii și mă uit, într-adevăr, stau pe scări până la etajul 3, poliție, și eu zic, spuneți-mi, vă rog, la ora 12 de noapte aici e un narcopiton sau poate e un crimă foarte gravă. Și s-a întâmplat aici, de dacă eu de pe mine era clar. Dacă eu am rupt ușa, am pus sudorul să schimbi ușa mea acolo, am dat cheia, numai eu cheia avem și la copii și le-am spus, noi ieșiți, eu tot vă aduc și vă trebuiește. Și copiii îți vii, pot să mărturisească? Că sunt mărișoare acum de amuz maturi? Sunt mărișoare, dar să... Dar atunci câți ani aveau? Cel mai mic aveți 5 anișori. Cel mai mărișor? Așa. Și-a intrat poliția și i-a scos cu forța pe copii? Și de acum când eu am venit, ușa era ruptă, eu o deschis-o. Și eu le spune, uitați-vă, vecinul unde niște foi, vă rog, în 3 exemplare, înscrieți proces verbal și spitrești aici. Dar și nimă tale ești. Zic, eu ești stăpână, că eu de acum făcusem asociația de coproprietari. A mea e numărul 6, dar asta care mă judecă e numărul 8. Și zic, eu aici stăpână și locuiesc aici de mulți ani și am muncit pentru asta. Și mama la copiii ăștia a muncit toată viața la vie, prin omăt și prin frig. Da, ești care a cumpărat apartamentul. S-a folosit de moment și s-a folosit de relațiile cu domnul primar Anatol Zaremba. Dar eu nu vreau să dau voie la asta. În orice caz, poliția până la urmă a stat o oră jumate. Am înregistrat tot, am scris proces verbal în 3 exemplare. Mi-am luat din ei un exemplar polițiștii l-au luat cu dânșii. Copiii au rămas, slava Domnului, în casă. Am dus o luptă cu vecinii toți sunt martori acum, care poate să confirme. Am dus o luptă ca cu ursul. Au plecat polițiștii, s-au început împotriva mea o agresie nemai văzută. Am câștigat. Copiii totuși au privatizat pe urmă cu ajutorul la mai multe persoane, că nu era privatizat apartamentul. O privatizat. Pe urmă cu alt teren l-am judecat tot așa cu primăria. Am câștigat. Deci Zaremba doar a vrut să ia apartamentul ăla, dar nu a reușit la apartamentul copiilor. Nu, dar dumneavoastră l-a vândut. Și dar copiii cum au rămas acolo? Copiii au rămas în apartament și că nu era privatizat. Dar acum, dacă s-a dus poliția, pe urmă am ajutat și au privatizat copiii apartamentul. Dar a fost și proces de judecată. A fost și...